Liceul Gheorghe Ionescu Șișești este cea de-a patra unitate de învățământ din Mehedinți implicată în proiectul Standarde de Participare pentru Cetățenie Activă. În cadrul audierii publice, elevii au motivat de ce trebuie să aibă un cuvânt de spus în luarea deciziilor din școala lor. Acest proiect este foarte important pentru noi elevii, pentru că ne învață să participăm, efectiv să ne implicăm și noi în luarea de decizii și în formarea noastră ca adulți. Proiectul este derulat de Asociația Regională pentru Dezvoltare Rurală în colaborare cu Universitatea din Craiova. El se va finaliza în toamna acestui an. După desfășurarea acestor audieri publice, urmează să adoptăm standarde în fiecare dintre școlile pe care le-am vizitat și am desfășurat audieri publice. Aceste standarde vor fi urmate de activități care să reflecte implicarea elevilor în luarea deciziilor în școală. Ne bucurăm de implicarea elevilor în acest proiect. A fost foarte bine primit în rândul elevilor și se observă o schimbare a atitudinilor vis-a-vis de tot ce se întâmplă în școala noastră și nu numai. Prin introducerea standardelor în școli se dorește activarea elevului și transformarea lui în cetățeanul de mâine, dornic și capabil să ia decizii în ceea ce îl privește pe el însuși sau comunitatea în care trăiește.